20 de puncte, amendă respectiv 1800 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. Aceasta este sancțiunea pe care o riscă conducătorii auto care circulă în trafic fără mașinile echipate pentru condiții de iarnă. Pentru a verifica dacă legea este respectată, poliția rutieră a demarat în aceste zile o serie de controle la conducătorii auto pentru a vedea dacă mașinile sunt dotate cu anvelope de iarnă. Se pare că de frica amenzilor uriașe, participanții la trafic s-au conformat, așa că doar 2 șoferi au fost sancționați de către polițiști. În această perioadă, având în vedere că drumurile din județul Giurgiu sunt acoperite cu gheață, polei sau zăpadă, polițiștii acționează cu precădere pentru verificarea autovehiculor dacă sunt dotate cu anvelope de iarnă. Astfel, în ultima perioadă, polițiștii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale și au retras 2 certificate de înmatriculare ale unor autovehicule care nu erau dotate cu anvelope de iarnă. Pentru o mai bună eficiență a pneurilor, dar și pentru a le crește durata de viață, specialiștii auto recomandă ca anvelopele de vară să fie înlocuite cu cele de iarnă când temperatura scade sub 7 grade Celsius. Cauciucul din anvelopele de iarnă este mai moale, mai rezistent la frig și are o aderență mai bună pe suprafețe alunecoase. Pentru a fi pregătiți pentru drumuri acoperite de zăpadă, șoferilor le este recomandat să aibă în probagaj o lopățică, o lădiță de nisip, lanțuri pentru roți, spatulă pentru ras parbrizul și o șufă, lanț pentru tractare. Șoferii nu mai sunt obligați să aibă montate cauciucuri de sezon între anumite intervale calendaristice, cum era înainte de la 1 noiembrie, dacă pe carosabil nu este zăpadă.